împăratul cel Laco. A fost odată tare de mult și tare departe, în țara deșerturilor arzătoare și a munților bătuți de vânturi, un împărat foarte laco. Acestuia îi plăcea să se îmbrace în haine scumpe și să se împodobească cu multe bijuterii, dar dorea să fie singurul care face astfel. A luat atât de mulți bani prin impozite de la supușii săi, încât chiar și funcționarii de la palat au ajuns să umble îmbrăcați în strențe și să nu poarte nicio bijuterie. Într-o zi însă, consilierul șef i-a cerut permisiunea să poarte o bijuterie scumpă la nunta fiicei sale. Împăratul a fost uimit când a aflat că supusul său mai avea o bijuterie. De unde ai bijuteria? L-a întrebat pe consilier. O, a spus acesta, nu fiți mânios, nu mi-a mai rămas niciun ban, dar în familia mea cunoaștem o peșteră foarte adâncă. Dacă un om are curajul să meargă acolo singur la miezul nopții și spune, peșteră, peșteră, neagră și adâncă, dă-mi o bijuterie de pe a ta stâncă și apoi îi oferă peșterii niște prăjiturele, se va trezi cu o bijuterie în mână. Așa am făcut rost de această bijuterie. În toată această poveste nu era nimic adevărat, dar împăratul cel Laco iubea atât de mult bijuteriile că nu a putut rezista ideii de a câștiga una în schimbul unor simple prăjiturele. L-a pus pe consilier să-i arate unde se află peștera și a mers acolo cu prăjiturele cu tot. Văzându-l înăuntru, consilierul și prietenii acestuia au blocat intrarea. Împăratul era prins în cursă. Consilierul și prietenii săi au mers apoi la palat și au înapoiat oamenilor toți banii pe care îi plătiseră ca impozite. Când împăratul lor a reușit să scape din peșteră, era un om mai sărac, dar și mult mai înțelept.